pe lângă faptul, ok, chiar nu mai interesează că e o hârtie de mai departe calitate. Dar dacă ai o hârtie de proastă calitate și o ții în portofel, ai mari șanse să se deterioreze, să ia culoare și să fie urât. Și acum, cum poți să oferi o carte de vizită care nu e la nivelul la care ești tu, care vrei să fii? Deci, cel mai ușor este să aveți un astfel de suport de cărți de vizită. De exemplu, eu am un suport de cărți de vizită. Eu, de obicei, îmi țin două suporturi de cărți de vizită. Adică, pentru că am două pălării. Una de membru acestui proiect și am o carte de vizită cu datele mele, cu mail-ul meu de acest proiect. Și am o carte de vizită pentru job-ul meu din Franța. Îmi țin câteva cărți de vizită. Dacă merg la un eveniment, la o conferință și mai am de câteva ori și vreau să cunosc foarte multe persoane fac calculul și îmi iau multe cărți de vizită pe care sunt în modul chestă. Și dacă am loc, atunci să zicem că ne întâlnim pur întâmplător și am 4-5 cărți de vizită de training, 4-5 de la comandarea pe care lucrez. Deschid, arată profesionista, deschid, ofer carte de vizită cu fața în sus și în momentul respectiv, cel mai probabil, voi și primi o carte de vizită. Eu le pun, de exemplu, tot în mesajul, dar în spate. Și când le primesc, mă uit pe carte de vizită și mi-am văzut în fața lui. Ok, Ștefan, deja e la 3-a sau 4-a ocazie în care pot să-i repet numele și le-am cam reținut. Am numărul tău, am adresa ta, rămâne în contact. La un eveniment de lucru, nu e cazul să discutați toate detaliile. Acolo doar vă cunoașteți, vă dați un feeling despre celălalt cum sunteți. Detaliile se fac după. Afacerile se fac după. La evenimentele de networking nu merge cu mentalitatea de închei contracte. Închei contracte, nu, ci merg să-mi fac, să arunc semințe, să fac cunoștințe și apoi, a doua zi, o să sun contactul și să închei contactul, să închei vânzarea. Ok? Dar cartea de vizită, recomandarea mea este să țineți în cea mai bună formă, țineți să luați un suport. Pentru mine e ușor să țin suportul aici. Nici nu. Aici, de fapt. Așa, nu a fost prea mult. Nu vrea să intre. Nu vrea să intre, da. Îl țin undeva astfel încât să nu mă deranjeze, pot să-l țin într-o sac, într-o geantă, undeva să fie ușor accesibil dacă vreau un eveniment de networking, pentru că știu că o să-l folosesc. Dar mă pregătesc înainte, pun la sacou. Da, și cărți de vizită. E important să le dați cu fața asupra. Deci, de fapt, am cam deteriorat.